A renunțat la viața modernă pentru a trăi în sălbăticia. Un american s-a refugiat în natură acum 25 de ani. Mike Dodge a renunțat la tot, haine moderne, pantofi, și-a lăsat barbă și și-a părăsit chiar și familia. Bărbatul a decis să trăiască liber și sănătos într-o pădure tropicală din Pacificul Northwest. Bărbatul și-a făcut o casă într-un copac, mănâncă fructe din pădure și își spală dinții cu con de pin. Mike are și un animal de companie, un câine care îi ține de urât și care îl însoțește peste tot. Owned a couple of houses and cars and all that kind of life, and one day I just grabbed my gear and just walked on back here in the mountains. I never considered going back home. There was this excitement and this adventure I found by stepping out of the modern world. Potrivit sondajelor, majoritatea americanilor, dar și alte societăți, sunt în favoarea schimbării. Aproximativ 20% dintre oameni cred că la capitolul sănătate și reforma mediului este nevoie de o schimbare.